Primii 20 de ani. Primii! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragii mei, vă salut, o nouă emisiune, Generația lui John. E vineri și ne bucurăm de treaba asta, dar întâi de toate trebuie să ne facem treaba și să vorbim despre educație alimentară în rândul tinerilor. Evident, simțim o necesitate obligatorie și dacă nu ne facem treaba cum trebuie, la un moment dat s-ar putea să identificăm prea multe cazuri de obezitate infantilă, de copii care se îngrașă prea tare și de oameni care nu mai sunt în stare să iasă din casă din fel de fel de motive. Alături de mine este Mihaela Georgiana Toma. Bine ai venit, Mihaela, așa o să spun în emisiune. Bună, John, și mulțumesc frumos de invitație. Hai să spunem două, trei lucruri despre tine, pentru că suntem foarte curioși să te cunoaștem. Mă numesc Toma Mihaela Georgiana, am 24 de ani, am terminat liceul de chimie din Ploiești și facultatea de jurnalism din Târgoviște. M-am întors în Ploiești de aproximativ un an de zile și am lucrat la o firmă consilier bancar. Mihaela, cum ți se pare ție că sunt tinerii din România în 2013, raportându-ne direct la alimentație? Tinerii din 2013 se alimentează foarte prost, cu foarte multe chimicale, excese de substanțe normale, gen zahăr, sare și acizi. Sunt oare astea niște substanțe normale? Da, le găsim în natură și le putem consuma de asemenea tot din natură, însă în ultimii 10 ani se exagerează cu aceste substanțe. Practic nu este doar obezitatea în rândul tinerilor, este și diabetul, care a început să apară la copii de până la 10 ani, deregulări hormonale și, bineînțeles, să nu uităm probleme cardiovasculare, pentru că obezitate morbidă se depistează la copii de 13-14 ani. Și există trei tipuri de obezitate. Un om gras, un om obez și obezitate morbidă, care deja depășește 200 de kilograme. Poate că până acum ceva vreme ne uitam la americani și spuneam, uite, domne, ce urât mănâncă acei oameni, fast food toată ziua, tot felul de grăsimi, noi nu o să ajungem așa. Eram niște oameni cât de cât în regulă, ba chiar făceam cunoștință cu anorexia, pentru că vorba era vreme de criză. Da. Și dintr-o dată o explozie de calorii pe piață, oameni care devin dependenți de anumite produse și acele kilograme de la americani pe care am început să le împrumutăm și chiar ne plac. Spunem, domnule, este o investiție pentru un trai decent. Uite ce bine stă cu burtică, ba chiar mai mult, mâine poi mâine s-ar putea să ne placă un astfel de model în viața noastră și să spunem, standardul s-a schimbat. Au fost momente în istoria omenirii în care oamenii grași au fost la modă. Acum, conform unor studii genetice, există oameni care nu au simțul gustului, le place absolut orice, și există oameni care selectează anumite gusturi și doar acelea le sunt pe plac. Există în România, după generația, deci după Ceaușescu, după perioada aceasta de tranziție, au venit americanii cu aceste produse noi. Și noi ne-a plăcut gustul. A fost ceva nou pentru român și s-a folosit în exces. Și bineînțeles că nu tot ce este din afară este și bun. Deci am spus mai devreme de substanțe, pentru că organismul nostru este într-un echilibru. Și în momentul când te duci la fast food, te duci la cofetărie, suc, băuturi acidulate, energizante, care conțin o doză mare de zaharuri în compoziția lor, organismul este capabil să transforme o anumită cantitate din aceste substanțe. Noi îl bombardăm, spun chestia asta pentru că este foarte mult
față de acum 10 ani, o prăjitură conține cam de 10 ori mai mult zahăr decât înainte, pentru gust. Și s-au schimbat gusturile sau ingredientele nu mai fac față și trebuie din ce în ce mai multă cantitate pentru exact aceeași compoziție de acum 10 ani? Să dăm vina pe criză pentru chestia aceasta. Mulți comercianți nu mai preferă alimentele, să zicem, de la țară. Zic, domnule, luăm prafuri și sunt mai ieftine și reușim să facem aceeași cantitate cu mult mai puțin bani, însă mult mai toxic și mai dăunător. Cum revin la ideea de organism. Dacă dezechilibrul ăsta s-a produs, automat nu mai funcționează. Automat vasele de sânge se încarcă cu diferiți acizi grași. Și nu reușește organismul să îl dea afară acest acid din organism. Apoi urmează zahărul, care îți dă o energie extraordinară. Și zahărul este consumat de dimineață până seara. Și când te pui în pat să dormi, te gândești, domne, de ce am insomnie și nu pot dormi? Pentru că organismul tău are foarte multă energie. Hai să ne oprim un pic la treaba asta și să o lămurim, pentru că mie mi se pare că avem o oarecare incompatibilitate pe subiect. Okay. Dacă noi consumăm zahăr, avem energie? Că eu știu că în momentul în care noi consumăm zahăr... zahărul eliberează energie în organism. Și energia este exact aceeași cu cea pe care ne-o dă un energizant? Sau, nu știu, un măr? Nu. Energizantul sau o altă băutură carbogazoasă și mărul au două tipuri de zaharuri. Mărul are zaharuri naturale, iar celălalt este zahăr ori foarte mult sintetizat. Nu mai are aceeași valoare. Deci ficatul nostru nu este capabil să transforme zahărul sintetizat atât de mult cum transformă mărul. Noi vorbim acum despre zahărul din măr? Fructoza din măr, că așa se numește zahărul, fructoza din măr este mai ușor de digerat de organism pentru că este natural. Pe când zahărul sintetizat din băutura energizantă este foarte toxică. Băutura energizantă, pe lângă faptul că îți distruge ficatul, și în ultimele studii, din câte am citit eu, pentru că sunt pasionată de studii și de știință, pur și simplu zahărul distruge ficatul mai mult decât alcoolul. Zahărul în principal distruge vieți. Și alcoolul la fel. Să menținem ideea asta. Să nu uităm. Am ajuns să fim atât de buni pe partea de tehnologie, pe partea de combinare de substanțe și obținerea unui gust adevărat, încât în acest moment un energizant poate conține apă plus chimicale. Și atât, nimic în plus. Adică nu avem un ingredient natural în afară de apă. Și uite, așa trebuie să ne gândim, doamne, până la urmă, noi ce consumăm? Noi ce obținem? Și de ce toți tinerii au început să abordeze un stil de viață atât de nesănătos? De ce nu ne mai întoarcem la fructe, legume, sucuri naturale și credem că nu mai avem nicio șansă? Paradoxal cu ceea ce se întâmplă acum, mâncarea naturală este din ce în ce mai scumpă. Prefer să dau o sumă de bani la un meniu dintr-un fast food și să mă simt sătul. Plin. Dar te simți sătulă? După jumătate de oră nu, dar... Nu, e bine să avem și acest aspect. De satietate și nu-ți mai trebuie să mai mănânci o jumătate de oră, să zicem. Că ele sunt create în așa măsură încât să mănânci tot timpul, să nu te poți opri. Și mâncarea sănătoasă este foarte scumpă. Mâncarea eco, mâncarea bio, sunt foarte multe substanțe care nu ajută la recoltă. Deci recolta este săracă, naturală, dar costă mult și e mai scumpă. Vorbim de produsele bio sau de produsele... De produsele naturale. Deci mergem la țăran și luăm două roșii, un castravete, o ceapă verde, okay. Mai luăm două, trei ingrediente, iar suma este mult mai mare decât un meniu la fast food, asta îmi spui? Vorbim aici strict de prețuri. Pentru că mulți oameni acum se controlează la buzunar și spun, domne, ce e mai important? Hai să vorbim de alt aliment, că fructele și legumele, să zicem că sunt mai ieftine. Dar... Bine, un ardei gras în acest moment poate să se ducă până la 16 lei per kilogram. Adică putem merge și în sfera aceasta. Și prefer să dau 5 lei la o salată de la un fast food. Exact, 5 lei, 10 lei, 15 lei. Exact, dar...
De asta spun, mâncarea sănătoasă este din ce în ce mai scumpă. Deși România este o țară care produce alimente sănătoase, bune din punct de vedere calitativ. Asta este și e ciudat pentru că noi aducem fructe și legume din străinătate, deși suntem, fructele respective sunt sezoniere aici, în România. Bine, mie nu se pare că e o chestie chiar de ciudată, iar trebuie să mă raportez la bani. Atunci când ai, nu știu, o seră, atunci când ai o producție de roșii, de castraveți, bani. Și tu ai roșiile, da, ți s-au făcut în acest moment și spui, domne, prețul pe kilogram e de 5 lei la tarabă, 4 lei dacă vii la mine. 4 lei, nu vine nimeni, la tarabă nu se vând pentru că sunt un pic mai urâte ca și aspect, da? Strică treaba asta, iar cumpărătorul nu este atras. Domne, vine un om interesat și spune 3 lei pentru toată producția. Și evident că tu, ca și vânzător, zici, sunt pe deplin de acord, sunt interesat, poftim marfa, poți să o vinzi unde vrei tu. Dar trebuie să te gândești, sănătatea mea e mai presus de orice. Bun, dar până la urmă vânzătorul se gândește nu la sănătate, la buzunar, își mai păstrează din roșii, iar cantitatea respectivă este distribuită în alte țări, iar hipermarketurile din România sunt nevoite să facă un compromis, să aducă acele pădlăgele pe rafturi. Da? Problema este numai în supermarketuri și în piață se întâmplă același lucru, pentru că sunt mai frumoase, mai arătoase, mai... N-a ajuns încă românul în stadiul în care să înțeleagă, domne, nu aspectul contează, nu el primează? Nu. Există o modă în care te duci la fast food pentru că este la modă să mergi la fast food. Mănânci de acolo pentru că e mai ușor decât să gătești acasă. Mămicile spun, băi, nu mai le dau ce mă mâncare gătită, hai la o pizza, hai la o cola și scap de copilul mai mult. Bun, pe atunci hai să mergem la un restaurant de lux și să cheltuim 2 milioane pentru 2 persoane. Și cu asta pasă, adică măcar să ajungem ajungem într-un context în care chiar ne batem joc de bani până la capăt. Poate chiar mâncăm ceva din punct de vedere calitativ. Tocmai că nu se ajunge la restaurant unde se pun niște standarde care trebuie să îndeplinite, curățenie, mâncarea să fie într-un anumit fel. Fast food-ul crezi că nu are niște condiții de genul acesta? Angajații nu se spală pe mâini sau? Nu e vorba de spălat pe mâini aici. Este pur și simplu vorba de calitatea mâncării care ți se pune în față. Am înțeles că o bucată de carne, nu știu, cu un diametru de 5-6 cm, ajunge de 15 ori mai mare pentru a ajunge până la urmă niște sandvișuri. Adică, despre ce vorbim aici? Haideți să-ți explic. Eu am făcut un experiment și am pus mâncare de câini pe un șervețel și am pus pe un alt șervețel o pulpiță de pui de la un fast food. Mâncarea de cățel, care conținea grăsim și era prăjit și făcut, a avut o absorție de ulei, a făcut conturul mâncării respective. În schimb, șervețelul cu pulpa de pui s-a îmbibat de ulei. Deci câinele meu mănâncă mai sănătos decât mine. Uleiul este vinovat pentru cât de multe chimicale băgăm în noi? Este un element procesat. La fast food mănânci ulei de palmier. Sunt oameni care ne contrazic și spun că, până la urmă, acele bobițe pe care un câine le mănâncă conțin undeva între 1 și 6% carne. Și este o carne luată de pe os. Nu este o carne cu adevărat bună. Da, este adevărat. Dar se poate demonstra că noi mâncăm mult mai prost decât animalele. A, nu te contrazic la treaba asta. Cu siguranță animalele știu unde să se ducă, tocmai de asta poftesc mai... Apropo de uleiul la care revin, este un element procesat și el trece prin niște procese pentru a ajunge finit și să arate frumos și așa mai departe. Uleiul se depune sub formă de colesterol. Nu este bine nici să pici în extrema cealaltă prin care să nu consumi deloc ulei, pentru că există colesterol rău și există colesterol bun. Colesterolul se ajută la dilatarea vaselor de sânge, la creșterea firelor de păr, la elasticitatea pielii, dar în exces îți blochează vasele de sânge care sunt direct afectate de aceste uleiuri și atunci apar aritmii, de la aritmii se trece la accidente cardiovasculare și infarct și așa mai departe.
ce ajungem la spital, nu ne place pentru că nu sunt foarte multe condiții, mai nu am înțeles că trebuie să venim noi cu medicamente de acasă, cu tot felul de bănuți în stânga și în dreapta și ușor, ușor ne mulțumim dacă suntem sănătoși și dacă ne păstrăm un echilibru alimentar. Dar nu îl păstrăm pentru că suntem tentați, pentru că vedem tot felul de bannere, de afișe care ne provoacă, ne spun cât de tare este gustul. Publicitate în exces. Bine, publicitate cu cap până la urmă, pentru că da, își stimulează simțurile și de aceea ne provoacă să mâncăm din ce în ce mai mult. Dar noi nu ne gândim că până la urmă publicitatea arată un produs, iar nouă ni se servește cu totul și cu totul altceva? Peste alegerea noastră. Eu nu cred că e alegerea noastră. Eu cred că suntem în acest moment niște... nu vreau să supăr pe nimeni, dar sunt niște oițe care merge mai departe și nu avem de ales. Da? John, adică, indiferent de direcția în care mergem, dăm de aceleași lucruri. John, generația nouă, tinerii din ziua de azi au acces la internet. O, ce invenție! Dar internetul pentru mulți înseamnă doar Facebook, da. Facebook și alte... Twitter. Da, de socializare. Acest internet are foarte multe informații. Eu nu cred că nu sunt tineri curioși în România, în Prahova și așa mai departe, să nu deschidă un site de sănătate. Deci este imposibil să nu vrei să știi ce mănânci, care sunt repercursiunile și unde vei ajunge dacă le vei consuma. Bun, dar de unde știm că informația pe care noi o citim de pe internet, pentru că suntem ahtiați de virtualul acesta, de unde știm că este calitativă? De unde știm că nu suntem mințiți? Pentru că la fel intrăm pe un site de fast food și ne spune... Din nou avem ochi și putem citi când cumpărăm ceva. Uniunea Europeană a făcut atât de multe reguli privind alimentația. Fiecare produs este etichetat și cantități și substanțe și în fiecare lucru nu este posibil să nu vezi ce consumi. Și ce ne facem dacă acele substanțe se numesc E120, E123, E400 sau există un cumul de caractere, undeva la vreo 14-15, caractere pe care noi, în mod normal, nu le citim, nu suntem obișnuiți cu un astfel de termen și spunem, băi, e ceva acolo, nu știm exact ce anume, dar e un ingredient, important e că, uite, am mâncat, suntem sătuți și la revedere. Din nou revin la ideea de tinerețe și de informație. Pentru mine asta înseamnă tânărul care se informează și cercetează și vede. S-a constatat o avansare a bolilor și în loc să ne îmbolnăvim la 30-40 de ani, ne îmbolnăvim mai devreme. Vorbesc aici de cancerul la sân, care nu privește doar femeia în general, ci și bărbatul. Asta e o chestie pe care mulți nu știu. Auzim de cancer la sân și spunem, dom'le, femeile, direcționăm absolut toată boala asta către femei, dar mulți nu știu un detaliu, că există și bărbați care pot suferi această boală. Da, este o boală și 2% din deci persoanele care sunt identificate cu cancer sunt bărbați. Este un procent foarte mic și de aceea, știi, tot ce e mai puțin nu se spune. Dar la ei se poate masca în diferite moduri. Consumul de steroizi poate să acopere oarecum, pentru că se întărește mușchiul pectoral și nu, practic nu, la pipăit nu se mai simte ganglionul respectiv, că asta este cancerul în sine. Un ganglion care s-a inflamat și sistemul imunitar, care revin la excesul de substanțe, sistemul imunitar fiind bombardat zi de zi de aceste excese, care se transformă în toxine. Organismul are un sistem de apărare numit sistemul imunitar și atunci acționează împotriva acestor toxine, pentru că organismul este otrăvit și atunci ai dureri de cap, anxietate, migrene, ți-e rău, te doare capul, vomiți. Este din cauza faptului că ai făcut un exces în alimentație. Sistemul imunitar vine și acționează pentru aceste toxine, să le elimine în mod natural. Și atunci, dacă zi de zi activezi sistemul imunitar, deși nu este nevoie, îl păcălești practic, în momentul când într-adevăr este nevoie, nu mai acționează. Noi toate detaliile astea nu prea le cunoaștem. Sau dacă le avem în cunoștințele noastre de, nu știu, cultură generală, nu suntem de acord cu ele. Nu le credem pe cuvânt, nu le conștientizăm, pentru că astfel frigiderul nostru ar fi cu mult mai gol.
ar fi aerisit și ar trebui să avem o mai mare atenție către alimentația noastră. Trebuie din start să procedăm așa, să le spunem oamenilor că, indiferent de ceea ce consumăm, important este să ne uităm pe etichetă și cu cât vedem mai multe euro, cu atât să eliminăm produsele respective mai repede din viața noastră. Cu cât este mai procesat, cu atât este mai toxic pentru organism. Este foarte simplu. Sunt și etichete care ne mint, etichete care nu ne spun... Nu au voie să ne mintă. Să eticheta că, nu are voie să mintă. Dacă te-a mințit eticheta, așa, te poți duce la protecția consumatorului. Nu are voie eticheta să mintă. Bun, eu sunt pe deplin de acord cu tine. Dar crezi că de obicei atunci când depui o reclamație se iau măsuri? Da, se ia măsuri în orice domeniu, nu doar acolo la protecția consumatorului. Am lucrat... Atunci când întârzie trenul câte 10-15 minute și eu sunt un client nemulțumit, să știi că nu acționează nimeni, ne cerem scuze, ne pare rău și cu asta pe asta. Ținând cont că nu se duc o singură persoană cu o problemă acolo. Se duc în dosare la protecția consumatorului. Și atunci încearcă și ei să canalizeze unde sunt problemele cele mai mari. Păi nu sunt de acord. Păi ori le rezolvăm pe toate într-un timp util, ori mai bine nu mai facem nimic. Adică de ce doar cele care sunt mediatizate, cele care probabil merg și în alte țări pe prima pagină, de ce doar acelea? Să știi că sunt multe probleme. Dacă vrei, mergem într-un hipermarket și luăm două, trei etichete să vedem, ia, chiar provine carnea asta de unde se spune? Sunt multe care spun rețetă autentică sau rețetă îmbunătățită, tradițional românească. Da, dar da, acel tradițional românesc, dacă nu este respectat, mergem până la rădăcini, până la tradiție și îi spunem, bă, nene, cum faci tu carnea asta? Păi uite, fac asta, pui și chimicalele. Tradiția nu înseamnă neapărat un lucru rău. Absolut, înțelegi? Nu. Are și părțile ei bune și părțile ei rele. Tocmai de aceea, nu trebuie să faci exces. Deci să te duci la fast food o dată pe lună, să zicem, mănânci o salată că îți place foarte tare. Mai mănânc salate de la fast food. Dar de ce nu le mănânci din oraș? Nu știu, asta e chiar o chestie, adică nu prea știu multe persoane care se duc la fast food. Fac naveta și când nu apuc tot timpul să ajung acasă să mănânc și respect cele 3 mese pe zi. Înțelegi? Dimineața nu plec până nu mănânc și când mai apuc o salată, dar nu mai mult. Nu trebuie să facem excese. Asta este problema. Corpul nostru este în echilibru, noi trebuie să fim în echilibru. Deci, sunt foarte multe emisiuni de sănătate și eu am început un proiect și sper din toamnă să reușesc să-i dau și drumul. Bun, dar până la a vorbi despre proiectul pe care tu o să-l ai din toamnă și care se referă strict la tineri, de ce sunt atât de multe emisiuni despre sănătate? De ce au așa mare succes? De ce oamenii abia așteaptă o speranță din partea unor produse promovate în cadrul emisiunilor? Să nu uităm că și acele produse de sănătate tot procesate sunt. Dar tot noi, e procesat și noi până la urmă informații o procesăm și apoi o spunem mai departe. Noi trebuie să fim atenți la fiecare lucru. De exemplu, nu putem evita faptul că trăim într-o lume poluată. Nu putem evita acest lucru. Da, mergem și stăm la munte, ne facem o casă acolo. Și acolo există un grad de poluare a aerului. Încercăm să luăm ce este bun pentru noi. De exemplu, degeaba îmi prezintă o doamnă, să spunem, polen. Și zice, domne, ce bun este polenul și cât de bine face. Dacă eu sunt alergică la polen. Eu sunt alergică la polen. Dacă iau o linguriță de polen, a doua zi nu mai respir sau nu cred că durează 3-4 ore. Tușesc până mor. Sau vine o doamnă și spune, domne, laptele este foarte bun pentru următoarele probleme. Dar eu sunt alergică la lapte și atunci... Dar acum vorbim de, practic, alergiile pe care o persoană le poate avea. Da, deci trebuie să fii atent la ce consumi. Pentru că există carminul. În alimente, nu există aliment să nu aibă carmin, cel care te dai pe unghii. Deci... S-au folosit și pentru ouăle de Paști. Da? Ok, mai bun așa, pentru ouăle de Paști. Deci, carminul acela poate să cauzeze roșeața pielii, pete, umflături, să se umfle mâinile și picioare, pentru că organismul tău reacționează că nu este bună substanța respectivă. Rinichii tăi nu face față la procesarea acestei substanțe și atunci... Păi și dacă tu îmi spui că peste tot există acest ingredient... Aproximativ. Ce mai mâncăm?
Suntem atenți, dar și mâncăm. Păi, da, uite, fii atent, intrăm într-un hipermarket, da? Unde produsele toate stau la dispoziția noastră, evident, dacă avem bani în buzunar, sau măcar un card în 10 rate. Și, am ajuns să cumpărăm mâncare în rate. Deci foarte tristă treaba asta. Chiar trebuie făcută o emisiune pe o temă de genul. Și atunci aveam mulți invitați. În stânga, în dreapta și vedem tot felul de produse ambalate, strălucitoare, în super promoții, 3 plus 1 gratis, ia un box și ți-l dăm pe al doilea. Hai să spun o păcăleală a sistemului acesta de publicitate promoțională. Britanicii spun la promoție, promovează un produs prost. Cel mai prost produs posibil este la promoție. Pentru că e prost, este ușor de făcut și ieftin și atunci e la promoție. Românul a luat această idee de promoție și a spus că, domne, e cel mai ieftin. E la promoție, dar nu înseamnă că este și bun ce este promoția respectivă. Asta nu știe românul. Dacă e la promoție, ori are termenul de valabilitate în 2-3 zile expiră. Dacă este la promoție, calitatea este de pus un semn întrebării acolo și trebuie să te mai gândești, băi, chiar mă risc să consum așa ceva? Chiar risc să-ți pui sănătatea în pericol și să te trezești cu o alergie din care să nu mai ieși, să poți să și mori în câteva ore? Bine, hai să ne ajungem până în partea asta destul de dureroasă pentru foarte mulți consumatori. Eu cred că marketingul este o... Da, nu. Poate fi bun sau poate fi de proastă calitate. Eu cred că sunt și foarte multe produse la promoții care sunt atunci lansate și trebuie să te convingă într-un fel, da? Am lansat acest pahar, îmi doresc tare mult să-l vând după zi pe alta într-un mod... exagerat, ori scad prețul, ori vin cu încă ceva pe lângă el. Nu știu, îți dau un scotch gratuit, îți dau un pai, îți dau un suc. S-ar putea ca produsul pe care ți-l oferă aproape în mod gratuit să nu fie tocmai de un produs bun. De fapt, îl plătești tot din buzunarul tău. Sunt anumite produse care... Nu astăzi există. Sunt 3 lei. Comerciantul, da, nu iese niciodată în minus. Corect, nu. Dacă îți face o dreptate, reducere, o promoție sau spun o gratuitate, te atrage... Să zic, domnule, mai, gratis. Mihaela, nu știu dacă ai observat, sunt anumiți blogger care deja au filmat anumite produse sau le-au fotografiat. Astăzi erau 3 lei. Iar mâine, în super reducere, promoție, erau 3 lei 69. Adică, nu doar că vindem un produs de proastă calitate, să spunem, îl vindem și scump. Și mai scump. Ți se pare foarte tare chestia asta în România? Și românul cumpără. Pentru că e important să avem la raft semnalizarea, să vedem că e o altă culoare pe preț. Să scrie acolo super promoție. Cumpără-mă. Merit toți banii. Toată investiția. Da, s-a creat trendul acesta al promoțiilor. Și când omul vede promoție, când vede cum unul gratuit, se duce acolo și cumpără. Nu se mai uită că poate a dat mai mult decât ieri sau la vecinul cu un magazinaj mai mic e de 10 ori mai ieftin și așa mai departe. Mihaela, trebuie să ne gândim și la buzunar. Da, e o problemă mare. Asta este specula făcută. Dacă noi românii am avea, nu știu, un salariu minim pe economie de 4.000 de lei, wow, asta ar fi foarte tare. Probabil că aceste promoții ar fi la mașinile de spălat, adică produsele astea, practic alimentele, nu ar mai conta, le-am cumpărat pe cele mai bune. Dar pentru că noi nu ne permitem, pentru că banii așa noștri este, sunt foarte puțini, ocolim produsele de calitate, da? Chiar dacă ne plac, și mergem către promoții. Sunt singurele care ne mai atrag atenția, singurele pe care le punem în coș și ce, bă, astea sunt cumpărăturile. Unii chiar se laudă, dom'le, câte am cumpărat de 1.000.000. Dar nu e chiar așa. Povestea e tristă, că nu umplem coșul cu pufuleți, punem 2-3 sticle din alea de suc concentrat, vai de mama lui, și zicem, wow, uite ce pot să cumpere de la noi. Nu! Asta e o mare prostie și tinerii, eu nu pot să credești. Pe vremea mea, energizantul cred că încă mai avea gust și era de două feluri. E, acum copiii se duc și de vreo 2 lei și jumătate și au sticla de 1 litru. Și sunt copiii din ăștia de vreo
9-10 ani. Hai să luăm o scurtă pauză și vorbim și de cei mici și de cei mari, dar și de ce ar trebui să facem, că trebuie să aducem soluții în emisiunea asta. Pauză și revenim. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Vă spărați! Nu știți cumva cât este ceasul? În momentul întrebării dumneavoastră a fost ora 11 ante meridian, 22 de minute, 48 de secunde și exact 39 de minute. Îți plac măsurătorile de precizie? Perfecționează-te! Crivasconsult.com. Proiect cofinanțat din Fondul Social European din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru portarmă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. Radcar Autoserv, serviciul dumneavoastră, expertul în materie de autoturisme. Personalul calificat soluționează orice problemă a mașinii dumneavoastră. De la diagnoză auto, montare parbrize, geamuri laterale, lunete, mecanică, tinichigerie, vopsitorie, până la livrarea și montarea de piese auto diverse. Radcar Autoserv este unicul importator în Prahova a noului Isuzu D-Max, single sau double cab. Motor 2.5 diesel, garanție 3 ani, începând de la 19.969 de euro fără TVA. Radcar Autoserv, service auto, dealer BMC și Isuzu vă așteaptă la intrarea în comuna Bucov pe partea dreaptă. Telefon 0373 55 0067 sau 0722 783 870. Radcar Autoserv, clienții noștri sunt pe primul loc. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Chiar și într-o criză economică poți găsi oportunități. Viitorul contează pentru noi. HSEQ Consulting îți oferă oportunitatea de a-ți dobândi competențele necesare în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, resurse umane și management. În luna aprilie, HSEQ Consulting organizează cursuri de perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă, resurse umane, inspector protecție civilă, formator, maestru, instructor, comunicare în limba germană, barman și fasonator mecanic. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Nicolae Iorga, numărul 5, între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Colegiul Național Jean Monnet, sau la telefon 0244 576 619 sau 0734 000 508 sau accesând site-ul nostru www.hsqcons.ro. Numele meu este Frank Smith. Bine ai venit în orașul Lidström. Locul cu cele mai grele condiții atmosferice din lume. Ploaie, zăpadă, gheață, grindină. Uneori toate deodată. BMW X-Drive, disponibil pe 70 de modele. Unul dintre ele este BMW X1. Finanțare în lei cu dobândă fixă 1,99% prin BMW Financial Services. ProLeasing Motors, noul tău dealer BMW din Ploiești.
ani. La Radio Prahova te salutăm cu Hai Hituri! Prahova! Bună ziua, iată câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări în jurnal. Explozie puternică la câțiva kilometri de Ploiești. Bomba găsită în incinta rafinăriei Petrobrazi în cursul zilei de ieri a fost detonată într-un poligon special. Aceasta este cea mai mare bombă găsită vreodată în Prahova. Detonarea s-a făcut cu măsuri speciale de siguranță. Suflul exploziei a fost simțit la peste 500 de metri distanță. Greșeală de amator, constructorul care trebuia să consolideze clădirea în care funcționează căminul cultural din satul Bughea de Jos a săpat un șanț chiar lângă fundație. Peste noapte, o parte din ziduri s-a surpat. De dimineață, localnicii au găsit un morman de moloz în locul căminului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Turiștii care vor să-și petreacă weekendul la munte trebuie să fie pregătiți și cu haine groase. Frigul, viscolul și zăpada de peste un metru nu au părăsit încă platoul Bucegilor. Cabanierii și salvamontiștii atenționează că pe pârtile carp, târle și papagal există risc major de producere a avalanșelor. Ieri s-a deschis la Ploiești târgul de bunătăți, dulciuri și specialități de ciocolată. Cei interesați au la dispoziție standuri tixite cu prăjituri, ciocolată de casă, bomboane, dar și produse tradiționale de Paște. Comercianții s-au gândit chiar și la cei care țin post. Târgul este deschis până duminică. Cu mai multe informații, dar și cu alte subiecte, vă aștept la jurnalul de la ora 19:30. Petrolul atacă poziția secundă în fața propriilor suporteri. Sâmbătă de la ora 19 pe Ilie Oană, Găzari întâlnesc Gloria Bistrița și vor să-și ia revanșa după remiza înregistrată în tur. Vino la meci pentru a asista la o nouă victorie a favoriților. Doar împreună putem scrie o nouă pagină de istorie. Hai, Petrolul! Hai acum! Nu rata altfelul de săptămână aceasta. Corpul de control al primului ministru confirmă risipa de bani și ilegalitățile de la Conpet, despre care noi v-am informat cu mult timp în urmă. După dezmățul financiar, vă dezvăluim detaliile unui dezmăț sexual. Cel are ca protagonist pe proful de sport, fost lider sindical în învățământ, pensionat dar rămas în sistem, pedagog de plăceri pentru tinere talente. Reporterul nostru special e preocupat de Coreea de Nord și constată că românii au explicații diverse pentru ceea ce se întâmplă la celălalt capăt al lumii. Nouă nu ne trebuie nicio bombă, fiindcă avem sportul care ne omoară cu zile. Dacă nu-i fotbal, e basket, ia se soft, despre care credem că e atacată energetic la salarii. Altfel, se eliberează fără rețetă în fiecare vineri de la toate chioșcurile Prahova Infopress. Pentru cei dependenți, se recomandă accesări zilnice pe www.altfel.ro pentru texte care nu vor vedea niciodată lumina tiparului. În fiecare luni seară de la ora 21, Cristi Notaru vă așteaptă la Prahova TV să faceți pressing împreună. Fiți pregătiți să jucați din primul minut. Trăim într-o societate în care zi de zi impostura își arată colții. Din acest mic infern cotidian putem evada prin cultivarea adevăratelor valori. În fiecare marți seară de la orele 20:30, Dan Kulikovski vă propune să cunoașteți oameni de valoare. Fantastic! Am revenit, chiar dacă mulți se sperie, domne, nu mai vorbiți de fast food, că în fiecare zi mă duc la el și nu mai scap! Nu, nu despre asta trebuie să vorbim, ci despre soluții, despre oameni care până la urmă fac un oarecare echilibru alimentar și ajung să mănânce chimicale cel mult o dată pe lună. E un proiect de viitor, dar trebuie să lucrăm foarte mult cu mintea omului, cu stimul și cu multă, multă motivație. Mihaela, crezi că există anumite motive pentru care un tânăr chiar s-ar lăsa de fast food? Da. Dar motive reale, nu, domne, doamne ferește, mâine pâine te îmbolnăvești. Da, motive reale. În primul rând trebuie să se gândească, suntem prima generație de tineri, avem prima generație de tineri care vor muri înaintea părinților.
Stai, că eu știu că speranța de viață a crescut. Speranța de viață, realitatea este cu totul altceva. Revin din nou la obezitatea morbidă din România, care este în creștere și la minori, în rândul minorilor, nu? Și este, eu strict arunc vina părinților. Pentru că ei trebuie să reeduce gusturile alimentare. Ei sunt capabili să le spună, nu mai mânca, uite, îți iau o dată pe săptămână de la fast food, dar mănânc și broccoli, mănânc și varza mea făcută la abur sau peștele făcut, nu știu, neprăjit. Da, eu cred că strategia pe care tu mi-o prezinți în acest moment este aplicată de foarte mulți dintre părinți, însă ea nu dă rezultate. De ce? Pentru că până la urmă gusturile nu se discută. Gustul e mai important pentru copil decât salata respectivă, acel broccoli despre care îmi spuneai. Părinții sunt un model pentru copii. Degeaba îi ceri copilului lasă-te de fumat dacă părinții fumează, mai grav bunicii. Deci, acel copil este pus, domne, niște străini îmi spun că nu este bine, sunt doctori, au studiat, de unde să știu ce sunt ei. Dar părinții mei fumează. Și în inconștientul copilului apare chestia de a copia involuntar ce fac părinții. Deci dacă mama vrea să aibă un copil sănătos și să nu-l piardă înainte să se întâmple lucrul natural, că psihologii spun că este normal ca părinții să moară înaintea copiilor, nu invers. Este îngrijorător, trist și este un semnal de alarmă și ar fi bine ca cei care privesc această emisiune să se gândească foarte bine la ceea ce spun eu. Pentru că nu o spun pentru că mă numesc eu Toma, o spun pentru că au spus-o specialiștii. Și asta să avem încredere în tot felul de specialiști sau să credem exact ce spune organismul nostru? Pentru că dacă ne raportăm la organism, de multe ori ne e foarte rău, cum spuneai mai devreme, dar noi nu acceptăm că alimentația respectivă ne face rău, ci credem că sunt alte motive pentru care noi zacem în acest moment la pat. Hai să-ți dau un exemplu din viața reală. Okay. Am o prietenă, Raluca, și s-a lăsat de consum de carbogazoase de o lună de zile. Raluca i s-a schimbat tenul, părul ei este mai sănătos. Și deci ea este într-o, un pic mai suntem pozitivă. Într-un calup de publicitate. Mai sănătos părul, i s-a schimbat tenul și este tot așa. Este o chestie care este vizibilă. Și pe lângă toate acestea, ea dispărut și starea de anxietate și depresie. Adică este mai pozitivă, gândește mai ok, mai frumos. Și s-a mai lăsat și de țigări și pe acelea le-a mai lăsat. Asta este un lucru că putem să încercăm noi experimentele acestea pe noi înșine. Dar oare putem și din prima? Și au rezultate imediate. Vom vedea că dacă timp de o săptămână nu consumăm fast food, deși există dorința aceea nebună de a consuma fast food, că nu putem să trăim fără prăjeli, e dorința aceea care... Dar dacă stai o săptămână fără fast food, deja vrei să ieși afară cu prietenii, deja... Sunt oameni care, oamenii care consumă de la fast food nu vor să iasă afară cu prietenii? Organismul depune foarte mult efort să digere mâncarea respectivă. Ficatul nostru este structurat să proceseze o anumită cantitate. Dacă noi băgăm un triplu, atunci el obosește și apare anxietate, senzația de nervozitate, nu te mai înțelegi cu nimeni, ești nervos și stresat tot timpul, pentru că supra-soliciți ficatul, supra-soliciți stomacul. Și oare un tânăr, nu știu, de 20 de ani, dă măcar 2 lei pe ideea asta pe care o discutăm noi? Să e o chestie așa care e fugitivă, lasă-mă, domnule, nu mă interesa ce face ficatul meu, până nu mă doare, până n-ajung în spital, până nu mor, până nu mă plâng părinții, nu mă interesează. Așa este, dar trebuie să te gândești că există un viitor. Și dacă vrei să un viitor pentru cine? Un viitor pentru tine ca tânăr de 20 de ani, da? Așa. Cum vrei să ți-l petreci acel viitor? Dacă... În spital, da, fiind bolnav de cardio sigur, deci boli cu inima și diabet, un început acolo, pentru că și stresul provoacă diabet pe bază de stres, sau dorești ca să te duci să ai drumeții, plimbări, vacanțe și așa mai departe? Unde vrei să-ți petreci banii? Unde vrei să ți îi cheltuiești? La evident, spital? Nu, evident că sau e varianta a doua. Și, a, deci dacă vrei varianta a doua, gândește-te că ce faci acum se va reflecta în viitorul tău. Există în fizică legea haosului. Tot ce faci în prezent reflectă, se va
întoarce pe viitor. Ce ai făcut în trecut afectează prezentul. Deci chiar dacă ai 20 de ani, fii cu capul pe umeri, pentru că ce faci în prezent îți va afecta viitorul. Funcționează treaba asta? E chiar exact. O lege sau e o teorie? De la această teorie s-a pornit prognozele meteo. Deci, și bine, s-a îmbunătățit și s-au creat alte teorii, dar de la teoria haosului s-au început să se spună prognozele meteo. La început 3-5 zile, acum mai mult. Da, și de fiecare dată dau greș. Sau în cele mai multe din cazuri. Ideea tocmai de asta avem ca la meteo. Fiecare își are... Dar ideea este că funcționează. Nu, eu ce vreau să spun, că aspectele prezentate la meteo dau atât de tare cât o gherlă, încât e posibil ca teoria haosului despre care vorbim să nu funcționeze întocmai. Acum nu se mai folosește teoria haosului. Asta este, de fapt, undeva în 1960-1970. Dar vreau să spun că și indiferent, poți, de exemplu, Doamne ferește, ai consumat o substanță și ai ficat tu praf. Nu o să poți să mai ieși seara în cluburi cu prietenii, nu o să poți să mai ieși pentru că ești obosit, îți este rău și trebuie să te duci din când în când la spital să mai dea niște medicamente plus. Deci trebuie să, asta este cel care are 20 de ani, chiar dacă spune, băi, nebuna asta vorbește, nu este chiar nebună și spune în felul, gândește-te bine, că ceea ce mănânci ești ceea ce ești. Nu trebuie să ne luăm după nimeni alt, trebuie să fim noi înșine. Băi, știu că prăjeala îmi face rău, m-a durut stomacul într-o seară după ce am mâncat cartofi prăjiți. De ce să mai mănânc a doua oară, să mă doară din nou? Dar sunt buni. Sunt foarte buni, așa este. Fast food-ul e foarte bun. Este carbogazoasele foarte bun. Împreună cu fast food-ul, extraordinar. Cât de bine te simți după ce mănânci de la fast food. Dar nu contează cum te simți după pentru cei mai mulți dintre tineri. Eu cred că aspectele astea trebuie într-un fel sau altul să le tratăm. Pentru că, indiferent de ce le spui, atunci când se instalează foamea, abordarea fast food-ului e una foarte ușoară. De aici până acolo. Și atât. Mergem, mâncăm, ne pare rău, poate. Dar bucuria de a mânca este undeva pe acolo aceeași speculă. Aceeași bucurie o putem simți mâncând lucruri sănătoase. Nu știu cum să-ți explic eu ție. Trebuie să educăm gusturile. Dacă văd că îmi face rău mâncarea de la fast food, simt pe mine că sunt mai deprimat, sunt mai anxios, nu mai sunt în stare să fac nimic din ce făceam înainte. Îmi spun, frate, hai să fac ceva pentru mine. Și atunci mâncarea sănătoasă e alegerea. Hai să vorbim pe scurt despre proiectul pe care vrei să-l înaintezi către tineri undeva din luna septembrie 2013, da. Chiar pe partea de alimentație. Eu sunt elevă la o școală post-liceală de asistenți medicali și pe lângă faptul că învățăm cum să tratăm bolile și cum să îngrijim pacienții, noi avem o parte a medicinei care se numește profilaxie și învățăm oamenii să trăiască sănătos. Și în ideea aceasta, noi trebuie să facem activități, să învățăm oamenii să se păstreze sănătoși, să-și mențină o sănătate fizică bună, să facă exerciții fizice și tot așa. Proiectul meu începe cu tinerii. Și nu am pus un target dintre ce vârstă și ce vârstă, pentru că educația alimentară pornește de când ești. De când ești în mai mare de 5-6 ani, că poți să judeci și singur. Și o să fie un proiect, nu știu cât de mare va lua amploare acest lucru. Eu am vorbit și cu câțiva colegi, ei ar fi de acord. Colegi din cadrul post-liceal? Da, din cadrul post-liceal, pentru că și au copii și le-ar face plăcere ca măcar să-și moral, să știi, băi, ți-am spus să nu faci așa, ar fi bine să faci așa. Și măcar moral ne mai revenim și noi, pentru că ce vedem prin spitale, la practici și la astea ne doboară. Adică este foarte greu să fii practician, chiar și elev la propoziția, să fii la pediatrie, să vezi atât de mulți copii bolnavi și să nu poți să faci nimic,
ei să nu știe ce-i doare, să nu știe ce să le spui, părinți care nu vor să facă, cum spune doctorul, vor să facă așa cum vor ei pentru că sunt părinți și știu mai bine, deși omul ăla care este acolo a făcut ani de zile, sunt 10 ani în care faci medicina, John, 10 ani îmbătrânești și învățând și nu sunt puși de, pentru că sunt ei de 10 ani au făcut medicina, pur și simplu sunt oameni valoroși. Problema medicilor din România care este că nu au timp. Da, se întâmplă ca medicina în acest moment să se prezinte într-un spectru ideal, da? Avem foarte multe soluții pentru multe din boli, dar e vorba de mulți bani pe care îi investim pentru a salva o persoană și mai există un termen acum nou pus pe piață. Dom'le, dacă ești medic, tu trebuie să ai o afacere cu pacientul. Tu nu poți să-i dai din prima rezolvare. Tu îl tratezi în timp. E mai ceva decât la psiholog unde te cheamă la vreo 20-30 de ședințe de terapie ca să-ți ia banul. Nu. E vorba de o continuitate. Ani de zile în care, din momentul în care apare o afecțiune, se face foarte multă dramatizare pentru ca doctorul să-ți devină fidel pe partea de boli și tu să nu ai scăpare. Adică, dacă ne întoarcem un pic în istorie și vedem, doctorul era acela care nu te lăsa să te îmbolnăvești. Dacă deveneai bolnav, e bine, doctorul trebuia eliminat din ecuație. În Organizația Mondială a Sănătății s-a introdus în loc de asistente, ni se spun nurse. De ce nurse? Pentru că asta este un al doilea rol al asistentei. Nu doar că vine și spune pacientului, domne, uite, iei pastilele la ora asta, câte două pe zi, doctorul vine, te consultă și îți dă un diagnostic, un tratament, peste care asistenta nu poate să treacă pentru că nu are pregătirea respectivă. În schimb, te învață cum să iei medicamentele, la ce oră, în ce cantitate și așa mai departe. După aceea, te-ai făcut, să zicem, cât de cât bine. Să zicem că ai o răceală, dar nursa, pentru că este al doilea rol al asistentei, vine și te învață. Dom'le, ai răcit, ai mers fără fes pe cap, ai mers fără geacă mai groasă, ai mers în pantofi de cârpă în loc să ții niște pantofi adecvați unei zile ploioase. Că așa suntem noi tinerii, vrem să fim cât mai frumoși, cât mai la modă, dar de fapt nu chiar suntem frumoși fără să încercăm. Machiajele și hainele astea, trendurile astea sunt pentru oamenii care au anumite defecte, care au anumite lipsuri, care pur și simplu nu au nevoie de aceste, trucuri pentru a arăta mai tineri. Bine, dar s-ar putea să-i criticăm pe aceștia și nici asta nu-mi place. Nu-i criticăm. Pe asta am făcut acum, i-am criticat. Dom'le, nu trebuie să vă machiați, că înseamnă că sunteți urâți. Am dat un exemplu în cadrul nursei. Deci nursa, pe lângă faptul că te îngrijește, îți spune și ce trebuie să faci. Vorbeai de medicii care își țin pacienții ani de zile și așa. Dom'le, este alegerea medicului. Și mai este un aspect. Tu, ca om, când te duci la medic, nu consulți numai unul. Că sunt N doctori, clinici particulare, clinici de stat, Ploiești, alte orașe, București și așa mai departe. Dacă nu, tu ca om simți, dom'le, parcă eu mă simt mai bine după tratamentul ăsta, ce să mai mă duc la doctor ăla sau mă duc la altul sau găsim metode. Și alimentația este importantă într-un tratament. Eu cred că e cea mai importantă la un moment dat și... Da, bine, acum tu ai spus că, vezi, domne, mergem la mai mulți doctori. Nu știu dacă avem timp de toate astea. Noi suntem foarte mult la o coadă. Dacă este vorba de sănătatea ta, ar trebui să avem timp. Păi e întotdeauna vorba de sănătatea noastră, dar sănătatea noastră... Nutriționiștii. Așa. Din România. Au început să-și spună cât de cât cuvântul. Dar ei sunt doar o parte din problemă. Pentru a te face sănătos, nu înseamnă doar să nu ai probleme medicale, sunt doar să nu ai reumatism, să nu ai osteoporoză. Chiar dacă le ai, le poți ameliora. Gen, faci exerciții fizice, asta ai și concluzia. Sănătoasă. Asta e și concluzia. Deci facem exerciții fizice. Anumite tipuri, că nu... Ok, cât de cât, da, ne mișcăm, nu stăm doar într-o viață de birou. Altceva. Alimentație sănătoasă. Adică încercăm pe cât posibil să eliminăm fast food-ul din viața noastră, da? Și să mâncăm ce? Că trebuie să ce le dăm să mănânce? Mâncare sănătoasă. Mâncare sănătoasă. Roșie din grădină sau dacă nu are grădină. Roșia din grădină nu prea mai există, adică e greu să ajungi la ea.
Păi, citește eticheta și își cumpără de la piață cât mai multe fructe și legume. Că... Nu, deci fructe și legume, că astea sunt sănătoase. Da. Altceva, altă soluție, pentru tineri în principal. Gândirea pozitivă. Ei, deja intrăm în chestiile cu cărțile motivaționale. Nu înseamnă că e o rețetă, eu știu, care nu dă rezultate. Însă, deja avem trei lucruri, un fel de stâlpi. Dom'le, un stâlp al alimentației, unul al motivării noastre personale și celălalt care până la urmă ne informează. Asta e bine, asta nu e bine, putem face asta, putem face asta. Asta face nursa, te informează. Bine ar fi să facă chestia asta și internetul. Face și internetul, dar nursa trebuie să aibă o tonalitate a vocii și o mod de abordare a pacientului, pe lângă faptul că să-i câștige încrederea și să-l facă să înțeleagă, trebuie să îl abordeze, să-i spună. Degeaba spune doar ia pastilele astea și așa și te faci bine. Dar când îți spune, băi, tinere, uite, îți dau pastilele astea, dar pe lângă pastilele astea mai faci o baie fierbinte, te bași frumos la păturică și îți trece febra. Bine, asta făcea și medicul de familie. Iartă-mă, timpul e foarte scurt din fericire, da. Și suntem la final de emisiune. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și eu sper ca în septembrie proiectul despre care am vorbit câtuși de puțin, da, să intre așa pe piață și tinerii să-și dorească mai multe detalii. Nu o să fiu singură și cu siguranță va ieși ceva bun, pentru că trebuie să facem o schimbare. Dacă nu acum, viitorul va fi foarte sumbru. Să nu fie doar pe foaie schimbarea, asta îmi dorim. N-am discutat despre șpăgile din spitale, nu, poate vă aștepta și la asta. Dar cu siguranță o să discutăm despre alte lucruri săptămâna ce urmează, adică luni de la 16:45, până atunci un pic de mișcare, un pic de alimentație corectă și ușor, ușor să ne și distrăm, dar cu cap. Weekend frumos, numai bine, pa, pa!